Imediat după anunțul că salariul minim va crește cu doar 41 de lei, sindicatele au anunțat proteste. Astăzi are loc primul dintre ele la Ministerul Muncii. Acolo se află și colega mea, Gabriela Del Pupo, urmărește evenimentul și vine cu detalii. Ce spun mai exact sindicaliștii, Gabi? Bună ziua! Bun găsit, într-adevăr. În primul rând, acest protest a fost organizat de Federația Sindicatelor din Comerț. Ei sunt în număr cel mai mare aici. Sunt puțin peste 100 de oameni adunați din toate colțurile țării. Au venit și reprezentanții sindicatelor din învățământ. Majoritatea spun că, deși au avut parte de șomaj tehnic sau chiar salariu întreg în acest an, au întârziat plățile, că sumele nu sunt foarte mari și cer un salariu minim, după cum se poate vedea și pe pancardele cu care au venit, de 2400 de lei. Cu doar 100 de lei, spun ei, mai mult decât le-a fost oferit ieri în cadrul discuțiilor cu premierul Florin Câțu. Mai spun că se expun destul de mult în această perioadă, că sunt și ei în linia întâi și că ar trebui ca în această perioadă să beneficieze și de alte sporuri sau măsuri de protecție. Trebuie să spunem că în ceea ce privește angajații la stat, salariile au fost plătite în întregime pe perioada stării de urgență, cât au fost în izolare la domiciliu, și de asemenea că cel mai mult în această perioadă au avut de suferit cei din mediul privat. Cu toate acestea însă, se pare că în urma discuțiilor de ieri și după anunțul făcut de premierul Florin Câțu cu privire la creșterea cu doar puțin peste 40 de lei a salariului minim, revolta s-a stârnit printre angajații la stat, care au decis să înceapă o serie de proteste. Este doar primul de acest gen, spun sindicaliștii, că vor continua din luna ianuarie și cu alte proteste și alte forme. Ministrul Raluca Turcan nu a coborât, de altfel nici nu se află în interiorul sediului Ministerului Muncii, să vorbească astăzi cu sindicaliștii, și undeva în jurul prânzului acest protest se va încheia. Sunt anunțuri din câteva în câteva minute care îndeamnă la păstrarea distanței și, mai spun sindicaliștii, că au ales în mod special să nu vină în număr mare din toate colțurile țării aici, special pentru a păstra măsurile de distanțare și de protecție, fiind foarte conștienți de pericolul la care se expun în plină pandemie.